Veste bună pentru părinții micuților care trăiesc o corvoadă când vine vorba să prindă un loc la o creșă de stat. Primăria Timișoara anunță că în vara acestui an se va ridica o creșă pe Bogdăneștilor, asta după ce timp de ani de zile nu s-a făcut nimic în acest sens. Cursa vieții nu trebuie să înceapă pentru copiii noștri la mii de kilometri distanță de linia de start. Părinții nu trebuie să caute disperați un loc într-o creșă de stat. La Timișoara, condusă 8 ani de un profesor universitar, nu s-a construit nicio creșă. Ei bine, iată, în această vară pe Bogdăneștilor terminăm prima creșă publică ridicată în Timișoara în ultimii zeci de ani, cu patru săli pentru grupurile de micuți, cu dormitoare, cabinet medical, sală multifuncțională, inclusiv pentru joacă iar curtea va fi generoasă și plină de verdeață. 20% din bugetul de dezvoltare al Timișoarei merge în educație. Construim 84 de săli de clasă noi, 6 săli de sport la școli și grădinițe și 4 creșe de la zero, transmite viceprimarul Timișoarei Ruben Lațcău.